Natura poate fi cel mai bun prieten al copilului tău. Cei mici au nevoie de cât mai multe activități pe care să le petreacă în aer liber, care ulterior îi ajută să fie mai creativi. Un bun exemplu este atelierul de pictură. Loredana este coordonatorul unui atelier de pictură pe numere. O activitate relativ nouă care combină problemele de logică cu arta. Bineînțeles că activitățile în aer liber tot timpul o să dezvolte și mai mult copiii, pentru că se joacă liber, creează la liber. Pictura pe numere este o activitate relativ nouă. Se dezvoltă din punct de vedere al logicii, dar și al laturii artistice. Emma Ioana are 10 ani și este elevă la școala gimnazială Maica Domnului 50 din București. Ea spune că activitățile petrecute afară o liniștesc. Eu merg la aceste cursuri destul de frecvent în timpul liber. Atunci când pictezi, ești foarte focusat într-un fel sau altul și îți golești mintea și te relaxezi, dar te-o și dezvolți în același timp. Dacă n-ai inspirație și ești într-un blocaj, pur și simplu să te uiți la natură te poate ajuta. Nu doar arta este la mare căutare, sportul este de asemenea în topul preferințelor. Teodor este elev în clasa 8-a la Colegiul Ion Neculce din București și joacă basket de 9 ani. E pasionat de acest sport și uită de orice când e pe teren. Uite cum și-a început el ziua. M-am trezit la 7:30 ca după aia să iau cafea și după aia să fug în mașină să ajung la antrenament la 8. Și după aia, de la 8 până la 10 a fost antrenamentul.